Un minut și 20. E un nou record când îmi țin respirația. Cum arăt? Grozav! O să fac niște poze pentru Instagram. Dăm ceva spectaculos. Oh, da, asta era. Sunt grozave. Aoleu, se pare că nu ești așa de fotogenică. Ce? Lasă-te mai jos. Încearcă dintr-un alt unghi. Sigur, o să meargă. Poate. Cu grijă. Acum telefonul meu e ud. Poate dacă îl suflu. Nu vreau să-mi stric telefonul. Gândește. Stai așa. Băutura asta mi-a dat o idee. O să pun paharul gol în piscină. Îmi bag telefonul în pahar și apoi îl scufund mai mult în apă. Am o cameră subacvatică și telefonul meu nu se udă. Arată așa de bine astea. Wow! Arată uimitor! Ăsta o să fie sandwichul perfect! Ah, ce proaspătă e pâinea asta! Acum să adaug sosurile ca un artist! Să începem cu ăsta! Fac mișcări egale și uniforme! Ah, ce bine miroase carnea asta! Am așezat-o perfect! Apoi salată proaspătă și un ardei gras perfect! Perfecțiune! Mă pricep la asta! Brânza chiar este cea mai bună! Stai acolo, brânză! Și ultima felie de pâine! Niciodată n-a existat un sandwich atât de bun! Stai puțin! Trebuie să imortalizez acest moment! E timpul pentru o ședință foto cu mâncare! La treabă, sandwichule! Știi cât de bine arăți? Nici nu cred că vreau să știu ce faci cu sandwichul ăla! Și câteva poze de sus! Annie, e doar un sandwich! Lasă-mă pace, Jennifer! Am treabă! Ia stai puțin! Colierul tău mi-a dat o idee genială! O să am nevoie de câteva șervețele de hârtie. Glumesc! De fapt, am nevoie de suporturile lor și de niște ață. O să prind ața în jurul suporturilor, apoi o să o întind între ele. E gata! În regulă, hai să încercăm! Prima felie de pâine, cu atenție! E loc pentru toate pe ață. Gata! Mă ajut să fac o poză? Perfect! Annie, am reușit! Ah, ce tare-i poza asta! E clar că sandwichul ăsta arată foarte bine! Trebuie să-mi stropesc planta pentru a o menține sănătoasă! Puf, puf, puf! Îți place planta? Hei, Jennifer! Ah! De ce mă stropești? Nu sunt o plantă? Ups, scuze! Mă entuziasmez mult apropo de îngrijirea plantelor! Dar nu-i bai, se rezolvă! Dă-mi ochelarii! Da, s-a udat bine! Dacă îi mai stropesc puțin, se rezolvă! Jennifer, ce faci? Ai încredere în mine! O să fie foarte tare! Pozează cum îți place! O să iasă extraordinar! Ah, e și mai bine! Zâmbește larg pentru asta! Vai, ce frumoase au ieșit pozele astea! Serios, vino să vezi! Wow! Nu glumeai? Hai să facem una împreună! Una amuzantă! Hai să facem una super artistică! Hai să ne așezăm aici! Ce bune sunt băuturile astea! Câte o revistă pentru fiecare! Ah, uite-te la asta! Nu, telefonul meu! Ah, nu e bine! Îmi pare atât de rău! Fiu, funcționează! E în regulă!
Ia stai așa! Cuburile de gheață! Ce? Ah, m-am prins! E bine așa? E perfect! Ce drăguță ești! Oh, misterioasă! Superbă! Ce distractiv! Vino să le vezi! Au ieșit extraordinar! Ce mă bucur că nu ți s-a stricat telefonul! Acum tu! Felia aia de lime e simpatică! Ce-ar fi să încercăm și cu bomboane? Felia de lime apare iar în peisaj! Nu-i de glumă cu făcutul de origami! Toată munca pentru ăsta? E așa micuț! Mă rog! Trecem la următorul! Ok! Bun, e ultima mea încercare! Tot o prostie! Rămân fără foi! Ah, ce mizerie faci! Jennifer și creațiile ei! De fapt, am o idee genială! Jennifer, vrei să facem ceva distractiv? Cu un coș de gunoi? Ai luat o raznă! Hai să ne distrăm cu umbrele! E un fundal grozav! Hai, fă pozele alea! Zici că ești sub apă! E rândul tău! Pozele astea o să primească așa multe like-uri! Uite ce cool au ieșit! Cui trebuie un studio profesional? Vai, uite ce de chestii! Cât de drăguț, nu? La mulți ani, Jennifer! Am ceva super special! Ta-da! Oh, ursuleții sunt preferații mei, mersi! Orice pentru prietena mea cea mai bună! Ne faci o poză? O să fie adorabilă! Ceva nu e în regulă! Ce? Dă-mi eu ursul! Ok! Ai încredere în mine? Pozez așa singură? Nu chiar! E gata acum? Și acțiune! O să fiu frumușic aici atunci! Vrei să vezi? Mișto, nu? Acum e cât tine, vezi? E incredibil! E uriaș! Ah, hei, David! Ai adus pizza? Nu e așa că pare abia făcută sau ce? Vai de mine! Nu pot mânca așa ceva! Ce scârbos! Nu, stai așa! Stai să facem ceva înainte! Brian, stai cu fața așa! O să-ți conturez capul pe carton! Ai o farfecă pe aici? Apoi aranjează feliile în jurul feței! Nu e ca și cum le vom mânca! Ești gata de marele prim plan? Zâmbește larg! Wow! Pare făcută în Photoshop! Pare că avem de-a face cu un supermodel! Dar lumina asta e groaznică! Bu! V-am prins! Dă-mi aia! Aș putea folosi una din astea! Da, hai să facem o ședință foto! Lumina este cea mai importantă pentru a obține o fotografie bună! Și o ținută drăguță! Mult mai bine! Stingeți lumina! Dacă pui tubul de carton peste lumină, poți crea un proiector! Wow! Arată uluitor! Nu ai nevoie de lumini sofisticate pentru fotografii extraordinare! Uite dovada! Arată bine, nu-i așa? Ce tare e chestia asta! Simți mirosul ăsta? Ce miros? Miroase clar a ceva! O fi de la chipsurile mele? Nu! Cred că vine de acolo! Hai să ne luăm după miros! O fi de la florile astea!
miros destul de bine. Nu, nu e de la ele. Stai așa! Cred că mirosul vine de la mine, frate! Ce dezgustător ești, David! Și nu e de la tine! Poate vine de sus! Din camera lui Amy! Îndrăznim, frate? Arată-te la față! Poate e de la parfumul ăla! Ce faceți aici? Serios? Cu ce parfum te-ai dat? Cred că am găsit sursa! Miroase a zahăr și a flori! Stați așa! Am o idee de nota 10! Hai cu mine! Wow! Ia uite ce barbă impresionantă! Da, arată-ți mușchii! A mers? Wow, chiar că nicăieri nu e ca acasă! Ce faci acolo? Treaba mea! Serios? Trebuie să arăt bine la întâlnirea de mai târziu! Hai, frate! Ok, am înțeles! Wow! Te gândești la același lucru la care mă gândesc și eu? Prima dată, filmează o scenă în care bate vântul ca în imagine. După aceea, bucură-te de produsul finit. Arată uimitor! Bun, tacâmurile de argint sunt perfecte. Și acum trec la prânzul meu. Hei, e ok dacă stau acolo? Fă ce vrei. Iubesc așa tare cartofii prăjiți. Sunt preferații mei. Ridicol! Trebuie să fac suficiente poze pentru Insta! Wow! Șmecher! Ar trebui să fac și eu asta! Oh, da! Am un telefon vechi și demodat! Se pare că o să mănânc mâncarea în loc să pozez! Uf! Trebuie să surprind unghiul ăsta! Of! Nu merge! E inutil! Hei! Crezi că mă poți ajuta? Eu? Sigur! Te ajut cu plăcere! Stai să-ți iau telefonul! Încerc să nu-ți las grăsime pe ecran! Ah! L-am scăpat! No! L-am prins! O, doamne, era cât pe ce! Iu, nici măcar n-a observat! Ha, e un păianjen acolo! Cred că mi-a venit o idee! Îmi trebuie un telefon, un creion 3D și o carioca obișnuită. O să încep să fac bucle în jurul cariocii cu creionul 3D. Apoi o să scot buclele. Bun! Și acum iar cu creionul 3D. O să desenez o linie spre colțul ăsta. Și acum desenez mai multe, ca o pânză de păianjen. Totul în timp ce țin cerculețele pe verticală. Excelent! Și acum mai multe linii pentru decor. O să fie o pânză de păianjen superbă! Gata! Păianjenii sunt minunați și la fel sunt și eu! Să facem mițel și pe margine! Și acum niște sclipici! N-ai cum să dai greș cu plus de strălucire! E gata! Cerculețele funcționează drept inel! Acum nu mai trebuie să-mi fac griji că îi scap iar telefonul! Oh, ce poze grozave! Ok, îmi voi lua telefonul înapoi acum! Ce ai făcut? Că-mi place! Mersi, ești ok! Cu plăcere! Prânzul ăsta s-a dovedit a fi super distractiv! Uf, ce zi lungă! Abia aștept să mă culc! Trebuie să mă fac comodă! Poate dacă stau pe partea asta... Of, e prea multă lumină! Vreau doar să dorm! Gata, e mai bine! De ce perna asta e așa incomodă?
ridicol! Mă urăște întreaga lume! O să-mi scot un picior afară. Asta o să mă răcorească. Păi, și monștrii de supat? Mai bine îmi țin piciorul aici. Se pare că nu o să dorm bine noaptea asta. Și evident că acum e frig. Poate în poziția asta? Sau așa? Noaptea asta e cea mai crăznică! Ce e? De ce țipi? Hei! Un ou! Mi-a venit o idee grozavă! O să încep cu o husă de telefon și un pistol de lipit. O să desenez un cerc din lipici în mijloc. Și acum îl voi picta cu ojă albă. Grozav! Acum aștept să se usuce. Pentru următorul pas îmi trebuie un balon galben. Îi tai vârful și apoi pun o minge de slime în interiorul lui. Uite așa! Și acum îl pun pe telefon. E moale! Gata! Arată ca un ou pe husa telefonului meu. Apăsatul ăsta e așa relaxant. Wow! Acum îmi e somnic. Ouăle, e ceva ce nu pot face ele? Uite-o pe Sofia, ce ocupată e! Nimic nu o distrage! Am vorbit prea devreme! Unde am pus chestia aia? Trebuie să fie pe undeva, nu? Haide, nu te camufla acum! Urmez cablul! Cât de lungă e prostia asta? Îmi obosește mâna! Ăsta nu-i telefonul meu! Ce pierdere! Abia mai simt mâna acum! Ok, cred că mă apropii! Acolo erai! Și tocmai l-am ratat! Acum trebuie să-l sun înapoi! Stai! Poate merge să creezi ceva! Da, o să fie tare! Ia cablul și înfășoară-l în jurul unei carioci. Când e încolăcit, pune uscătorul pe el un minut și când scoți carioca, cablul nu o să mai fie așa lung. Chestia aia o să fie la vedere acum! Gata! Dacă sunt ocupată, nu mai trebuie să-mi pescuiesc telefonul când sună. E Kevin! Ce faci, prietene? Scuze că n-am răspuns mai devreme. Vai, uite-i pe porumbei ăștia. Întâlnirea pare să meargă bine, nu? Vin imediat. E timpul să-mi verific machiajul. Unde-i chestia aia? Cheile mele? Nu. Devine ridicol. O să o răstorn pe toată. Vai! Poșeta aia e spațioasă, nu? Pudriera mea! Hei, te-ai întors! Toate astea sunt ale tale? Cine cară scociul după el? O întrebare bună! Și în sfârșit o să fie util! Să folosim chestia asta! Puneți telefonul cu fața în jos și lipește puțină bandă dublu adezivă pe husă! Apoi scoate-i folia! Lipește-ți pudriera de scoci! Obiectele mele esențiale sunt acum 2 în 1! Să-mi retușez fardul! Arăt bine! Wow, ești ingenioasă, Sofia! Pistolul ăsta nou de lipit face minuni! Uite cât de cool iese asta! No
Noul meu iPhone a sosit în sfârșit! E ceva mai bun ca un telefon nou? Uită-te la puiul ăsta! Uită-te la ecranul ăla fin ca mătasea! Sunt noua ta mămică! Mă bucur pentru tine, Sofia! Stai să-l pun puțin jos! Ah, masa asta e udă toată! Telefonul meu nu atinge mizeria asta! Ups! Stai, cred că te pot ajuta! Mi-l dai? E ok, crede-mă! Învelește-ți telefonul în folie de plastic! Ar trebui să fie cu fața în jos! Pune-l jos și ia-ți pistolul de lipit! Pune lipici pe întreaga margine! O dungă groasă e ideală! Acum fă niște dungi ondulate! Grozav! Marchează camera! Acum fă dungi verticale! Arată bine! Acum s-a uscat și s-a luat de pe plastic! O husă personalizată la fix! E grozavă! Mersi, Kevin! Bună! Invidioși pe husa mea nouă de telefon? E mișto, știu! Da! Știu cum să fac o husă mai bună ca Alanei! Începe cu o husă transparentă, apoi dă-i un strat de vopsea albă. Nu trebuie să fie super gros, doar cât să fie ca o bază. După ce se usucă, treci la oja termică. Las-o să curgă în mici picături. Acum întinde picăturile cu pensula nițel. Fă niște dungi dacă poți. O să arate așa. Dar mai trebuie să-i dai un strat transparent. Super drăguț! După ce s-a uscat, apasă-o! Vezi cum se schimbă culorile! Da, ne vedem după ore, ok? Oh, de unde ți-ai luat husa aia? Citește temperatura sau ce? E cea mai tare husă! Clipuri noi la care să mă uit și eu... Oh, ăsta pare grozav. Mult mai bine. Haide! Ah, vreau doar să mă uit la clipul ăsta. Aoleu, nu! Ce-i cu mine? Portofelul meu! E, nu poate fi de bine. Hai, usucă-te. Ce? De ce mai am cardul ăsta vechi de reduceri? De fapt, o să mă salveze. Ai un card vechi? Îndoaie-i marginea de două ori. Așa. Apoi îndoaie o porțiune mai mare din partea opusă. Bună, micuț suport de telefon. Și în sfârșit mă pot uita liniștit. Sunt la 10 puncte distanță de victorie. Ce? Deja nu mai am baterie? Știam eu că trebuie să-l fi încărcat de dimineață. Sofia nici măcar nu-și folosește telefonul. Oare mi-l împrumută? Am nevoie de amprenta ei să-l pornesc. Merge! Super! Înapoi la treabă. Ce am ratat? Ce face Adam pe telefonul meu? Cine a zis că poți să-l folosești? Am nevoie de mai multă securitate. Mai bine îl învăț o lecție. Și poate Adam o să cadă în capcană. Ah, înapoi în lumea viselor, nu-i așa? Asta înseamnă că mă pot juca iar. Pornește-l, Sofia! Ce? De ce nu-i merge amprenta? Las-o baltă! Ha-ha! Știam eu că te păcălesc! Ar fi mers dacă îmi foloseai degetul de la picior! Dar de unde să știi asta? Să te înveți minte să stai departe de telefonul meu!
să-mi strecor telefonul înăuntru. Știu! Îmi trebuie niște bandă dublu adezivă. Gata, țintește și lipește! Vai! Hai să încercăm iar. Stai acolo! N-am fost eu! Alergiile! Ce are tipul ăsta? Hai, delipește-te! Gata! Ha? Credeam că am simțit ceva! Ce faci? Vorbești cu mine? Se pare că am o iubită! Arătați bine, doamnă Smith! Ești prea drăguț! Multă paftă azi! Salutare, doamna Smith! Bună, Annie! Ia să vedem ce ascunzi! Până acum e bine! Ha! N-a detectat nimic! Sunt curată, jur! Dacă zici tu... A mers brici! Mersi pentru ajutor, frate! Oh, nu! Iar ne verifică de telefoane! Trebuie să mă gândesc la ceva! Cum îl iau înăuntru? Tipul ăsta e inutil! Zici că e o altă lume aici! Ah, da? Știu! Încercarea moarte n-are! Chris? Vorbești cu mine? Pot? Nici gând! Oh, te rog frumos! Oh, dar o să te coste! Scârbos, dar ok! Sunt bună și suculente pentru tine! Oh, poftim, pup-o pe asta! Așa, moi! A fost minunat! Acvariul ăsta e doar al tău! Acum să înceapă distracția! Ce bine că nu mi-a fost foame la prânz! Mă asigur că e bine sigilată! Pietrele l-acoperă de tot! Vezi? Și acum marele final! Da! Salutare! Oh, ador peștii! Intră, Annie! E timpul să mă scufund, nițel! Scuze, micuțule! Super uscat! N-ai cum să nu adori plasticul! Nu v-am văzut acolo! Muzica mea? Nu știu dacă v-ar plăcea! Urmează partea ritmată! E timpul să o punem pe pauză! Aia e o pasăre? Pe curând! Era cât pe ce? Dar știu ce să fac! Să vedem! Clar nu e aia! Bingo! Exact ce voiam! Vezi dispenserul ăsta de scotch? Scoate scotchul și înlocuiește-l cu astea! Perfect! Stai pe loc! E timpul să te scanezi! Nimic nu trece de chestia asta! Frate! Nimic deocamdată? Ok! Aha! Te-am prins în fapt! Asta e scotch! Cum e posibil? Fie treci! Trucul ăsta merge de minune! Și sunt și la îndemână acum! La fix pentru solo-ul de chitară!